Atunci la întrebarea dumneavoastră, domnișoară. Deci, vreau să vă spun că cel mai frumos răspuns la această farsă l-a dat cântăreața ucraineană Jamala, care și-a demonstrat talentul său și calitatea de interpretă și mesajul, care era foarte necesar unui concurs ca Eurovision, în care câteodată sau deseori, cel puțin ceea ce privesc eu în ultimii ani, acest mesaj lipsește. Mi s-a părut foarte important ca o interpretă care are mesaj, are voce și are o dramaturgie interpretării sale să câștige. Și acest lucru s-a întâmplat. Iar cât privește farsa, farsele sunt frumoase și minunate când nu au în spatele lor interese și înțelegeri urâte. Iar acesta nu a fost cazul, din păcate, pentru că această farsă a fost parte dintr-o acțiune largă de manipulare a opiniei publice din Rusia și din fostul spațiu ex-sovietic de anumite cercuri mass media, probabil inspirate și de anumite alte cercuri de acolo. Și de aceea acest lucru nu poate decât să demonstreze încă o dată. Fiecăruia îi se dă după faptele sale, respectiv câștigul Jamalei și susținerea ei de marea majoritate a țărilor care i-au dat acest pontaj, inclusiv și a Republicii Moldova, demonstrează că nicio farsă urâtă, ca să nu-i zic murdară, nu poate afecta talentul și ordinea normală a realizării unui concurs, inclusiv și a celor de la Eurovision. În rest, toate detaliile pe care am avut să le spun, eu le-am spus în postarea mea de pe Facebook și nu mai am nimic de adăugat la acest sens decât bucuria mea enormă că Jamala a devenit câștigătoare, iar noi ne bucurăm alături de prietenii și vecinii noștri ucraineni pentru acest cântec minunat care a știut să stârnească